Cu mai multe reclamații de la suceveni, inspectori din cadrul primăriei și reprezentanții autorității rutiere române au pornit pe traseul maxi-taxiurilor care transportă cetățeni în municipiul Suceava. Le-au verificat atestatele, licențele de transport și de traseu, dar și dacă șoferii de pe aceste mijloace de transport în comun eliberează tichete de călătorie. După ce au dat două amenzi celor care nu dădeau bilete, acțiunea s-a cam încheiat după ce șoferii s-au sunat între ei pentru a anunța controlul, iar cei cu probleme au dispărut și toți călătorii primeau tichete. Pentru atestate, un șofer ia o amendă de la 1.000 la 2.000 de lei și, bineînțeles, și firma mai primește o amendă complementară pentru că a angajat un șofer fără atestat de la 2.000 la 4.000 de lei. Acțiunea s-a finalizat, din păcate, așa se întâmplă la orice control, după 2-3 microbuze oprite, deja s-au anunțat între ei și toate persoanele care erau în aceste microbuze de acum aveau bilete și, bineînțeles, șoferii erau în regulă. Fac apel aici la acești transportatori și am purtat discuții și cu reprezentanții lor să fie decenți, să aibă simț civic, să nu fumeze în mașinile particulare, să nu fumeze șoferii, au acele anunțuri puse de către primărie cu fumatul interzis, să nu asculte muzică la un nivel prea ridicat și anumite genuri de muzică care deranjează, pentru că își pierd și ei clienții și, bineînțeles, toate nemulțumirile se adresează primăriei și dăm impresia că nu putem controla acest mijloc de transport complementar al ATPL-ului. Viceprimarul Lucian Harșovski a precizat că astfel de controle se vor desfășura și în alte zile, dar vor fi verificate doar două sau trei mașini într-o zi.